procurorii caută probe. Ce omul care, nu știu, dacă ar avea ceva compromițător, le-ar ține aceste probe astăzi acasă? La 3 ani distanță? Nu după ce a apărut aceste imagini? Nu pot să vă spun în ce măsură păstrează sau nu păstrează probele și acțiunile de urmărire penală se desfășoară sub conducerea procurorilor, care, sper eu, știu meseria lor bine și acționează cu bună intenție și în strict corespundere cu legea. Și astfel, dacă au desfășurat aceste acțiuni procesuale, probabil că au anumite informații că domnul Harghel ar deține anumite probe în legătură cu acest dosar. Eu nici până acum și nici de acum nu intenționez să intru în activitatea procurorilor, să mă documentez ce fac, să le dau sau să nu le dau acord sau nu știu ce. Ei sunt independenți în acțiunile lor și reiterez, eu sper că ei respectă legea, indiferent ce statut are această persoană și ce funcții desfășoară. Pentru că indiferent că este blogger, indiferent că este politician sau nu este politician, indiferent de alte activități care le desfășoară, trebuie să fie respectate toate drepturile procesuale și dacă da, are vreo legătură sau dar dacă are o anumită informație care ar fi utilă dosarului, eu cred că toată lumea va fi fericită, eu cred că chiar și domnul Harghel ar fi fericit dacă ar avea anumite informații care ar ajuta la clarificarea situației. Pentru că ați văzut recent în Parlament, chiar și deputații de la Șor ar fi tare fericiți ca cât mai curând să se facă lumină în dosarul furtului miliardului. Vom vedea dacă va fi făcut regulă în acest dosar de rezonanță, pentru că, nu știu, probabil și doamna Băbuc, știu, domnul Deliu și dumneavoastră ați vorbit despre acest subiect de nenumărate ori și, din păcate, odată ce a venit și noua guvernare, nu vedem o mișcare în privința acestui dosar, domnul Grădinaru, dar vom vorbi neapărat și despre justiție. Domnule Deliu, dumneavoastră vreau să vă întreb cum credeți că, în genere, în acest dosar cu Luc, vom vedea o finalitate? Mi-e greu să presupun sau să prezic că va fi o finalitate, deoarece într-adevăr aveți dreptate că acest dosar e cu barbă. Nu știu, poate mai caut că a mai rămas ceva în culoc cu celă de pe timpurile când au apărut imaginile, dar ceea ce se întâmplă în ultimul timp cu toate reținerile, perchezițiile, dosarele, mie mi se pare că sunt... parcă sunt niște bule de săpun care nu mai... Sau poate și așa să zic. Eu aștept, fiindcă tot timpul am pledat și pledez că legea trebuie să stea în capul mesei și în fața legii toți trebuie să fie egali. Fie că a fost președinte, fie că a fost prim-ministru, fie că a fost deputat, toți trebuie să răspundă în fața legii. Și eu m-aș bucura nespus de mult dacă aceste dosare vor avea o finalitate. Dar cu părere de rău, lucrurile demonstrează cu totul altceva, cu atât mai mult se vede că o să vorbim astăzi. Mă bucur că este domnul deputat care e în Comisia Juridică, unde am fost și eu, despre, poate puțin și despre acele reforme în justiție care astăzi se încearcă să se facă, dar și aici cu foarte și foarte multe încălcări, eu o să le zic așa, care încearcă să tragă ca și ceilalți turta asupra lor, să mă exprim așa într-o frază. Nu se poate așa ceva. Dura lex et lex, toți trebuie să o respecte, nu să încerci a modifica legea în favoarea ta astăzi. Am spus-o de sute de ori și o spun și acum, legea trebuie să aibă acțiuni în timp. Nu se face legea astăzi. Da. La noi legile se scriu pe genunchi. Care din modificările recente v-a nemulțumit cel mai mult? Cel mai mult m-a nemulțumit începând chiar cu anul 2019, când s-a intervenit la legea cu privire la procuratură, care mai apoi a fost declarată de Curtea Constituțională ca neconstituțională, concursul care a fost organizat de guvern, autoritate executivă a statului. Noi vorbim de principiile statului de drept. Principiile sunt separarea puterilor. De ce încurcăm noi aceste lucruri? Mai apoi, alte modificări care au fost iarăși și cu referire la Consiliul Superior a Procurorilor, Consiliul Suprem a Magistraturii, unde am adus în așa formă ca să avem oameni convenabili noi.